magia este foarte puternică și vedem acest lucru în multe serii animate de-a lungul timpului. Chiar și în desene, abilitatea de a folosi magia cere o mulțime de practică și studiu. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți spulbera butonul de like, cel de subscribe, dați clopoțelul pentru că veți avea ce vedeți pe aici. Comentariile vine de la Rocco, care zice: Evil Banana ne minte, el l-a creat. Da, exact, Rocco. Niciodată să nu ai încredere în Evil Banana. Fiind din Adventure Time, este un personaj care știe să se folosească de magie atunci când are nevoie. Deși nu folosește el totuși atât de des magia, el este un personaj puternic, așa, all in all, din desene, în ceea ce privește utilizarea magiei. Unul dintre personajele care pot folosi magia foarte bine în desene este Gideon din Gravity Falls. Cât de când este introdus acest personaj, ne dăm seama că el este expert la folosirea magiei. Deși inițial pare foarte cute personajul, ne dăm seama că el ascunde o mulțime de abilități de telechinezie, știind și cum să facă anumite lucruri care celelalte personaje nu le pot face. Emity din All House face magia aproape la perfecție, adică chiar este o vrăjitoare puternică în această lume, folosindu-se de intelectul său, dar și de putere, ajunge să se folosească de magie în foarte multe situații. Creează niște ființe numite abominații și se folosește de acestea atât pentru a se apăra, cât și pentru atac. Twilight Sparkle din My Little Pony este un caracter puternic care se folosește de magie. Acestui personaj îi place foarte mult cunoașterea, de aici învață multe lucruri despre magie și devine chiar unul dintre cele mai puternice personaje din My Little Pony. Peppermint Butler este și el un utilizator puternic de magie. El este servitorul loial al prințesei Gumiță, dar cu toate acestea ajunge să devină și unul dintre cei mai puternici utilizatori de magie din lumea din Adventure Time. Iar că tot am vorbit azi despre personaje care pot folosi magia foarte bine, uite aici un clip în care îți prezint 5 serii Cartoon Network faine care s-au terminat prea rapid. Ia-te un tip aici ca să vezi despre ce e vorba.